Tradiție și identitate culturală locală, Brâul de la Boteniș va derula în acest sfârșit de săptămână o nouă ediție. Este cea cu numărul 25, în care organizatorii au pregătit și de această dată un program special din care nu vor lipsi sesiunile de comunicări, un program rezervat ansamblurilor folclorice, dar și un spectacol de muzică populară cu interpreți consacrați ai scenei românești. Duminică, 31 iulie, manifestările vor debuta la ora 10, când vor fi sărbătoriți 100 de ani de la înființarea bibliotecii din localitate. La ora 13 va începe Festivalul Național Brâul de la Boteni, la care, pe lângă ansamblul Argeșelul din localitate, vor mai fi prezente grupuri din Câmpul Lung, Mioveni, Bârla, Hârsești, Cicănești, Albeștii de Argeș, dar și de la Corbu, din județul vecin, Olt. Se vor acorda în jurul orei 17 și 30 de minute diplome de fidelitate pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie și persoanelor care au împlinit 90 de ani de viață, iar de la ora 18, spectacolul de muzică populară, pe scenă vor urca interpreți locali, urmați de invitații speciali, Valentin Samfira, Vasile Ciobanu, Ștefania Strejescu și Nicolae Datcu. Foicică șundu dău, ius băia de la Buzău, băia bună, băia rău, mă. Hai, hai, tinerel și frumușel, cu mișlocul subțirel, ca un fir de pătrunjel, mă. Din coperți și până-n scoarță, te-aș mai scrie odată viață, de sute de ori te-a scrie, pe suflet, nu pe hârtie. Tinerețea mea frumoasă, nici nu știu când a trecut, că toată viața am vrut să fac din mult și mai mult, că de fiecare dată mai jos dacă am căzut, am muncit și zi și noapte și mai multe mi-am făcut. Crește-mă, Doamne, de prietenii, că dușmanii știu singur mă-i feri, că la mulți le-am dat sufletul din mine și m-au vândut când le-a fost mai bine. Mă iubește Dumnezeu și oricât ar vrea, nu au cum să-mi facă rău toată viața mea. La Festivalul Național Brâul de la Boteni va fi prezentă și o echipă a postului de televiziune Mușcel TV pentru a surprinde cele mai importante momente ale acestei ediții jubiliare.